G2A, jocuri ieftine! Bă! Când joc Minecraft în timpul liber cu un prieten, sunt în stare să construiesc o casă gigantică, frumoasă, cu multe camere, cu design. Dar pe seria mea de Minecraft am cea mai mare bucată de rahat pe post de casă. Iisuse Hristoase, nici măcar nu avem un acoperiș. Sunt pereți de sticlă peste tot. Ce Dumnezeule mare este văgăuna asta în care stăm de foarte mult timp în Narcisul Brici. Nu se mai poate, bă. Tu ai făcut-o. Păi eu am făcut-o, mă, dar eu nu știu, bă, că de fiecare dată când sunt pe video, bă, jur, zici că nu am inspirație. Bă, ai văzut acolo așa ce conac am făcut, bă. Cu multe camere, cu coridor, cu practic multe chestii, lumini de design care ieșeau puțin afară din tavan, bă, deci e genial, bă, Narcisul, tu o să... De fapt, și ce, o să-ți dau și ție serverul să vezi ce am făcut acolo. Bă, deci e genial! Și aici, pe seria mea de Minecraft, patru pereți, sticlă ca să fie lumină, ok, ok, știi ce? Păi nu trebuia, dar ți-am zis că mie, deci mie, frate, când sunt pe video, creierul meu e ceva gen... Ce e la design? Uite-te la mine, fac casă din dirt, altceva nu știu, firar să fie de... Vă rog, apăsați butonul de like, literalmente apăsați butonul... Bă, în momentul ăsta... Ai, fucking god, eu șterg harta asta de Minecraft și nu o să mai joc Minecraft în viața mea. Vă rog... Vă rog... Oh, come on, dude, numai... Bă, tu ține cu mine, bă, ok, ca să lase oamenii... G2A în descriere, ok? G2A, jocuri ieftine, a, ceva, ceva... Ok, trebuie să scăpăm de... Păi îi spar, gata, la revedere, pa, păi, bă, o să venim cu o idee nouă de design pentru casă. Bă, dar fii atentă, știi unde am fost noi în Nether data trecută? În Nether Bastion? Sau ceva de genul se numea? Bă, chestia e, de fapt, mult mai mare. Deci, când m-a... Da, e... E, când mai mergem? E cu mai multe chesturi decât am găsit noi, știi? E mult mai mare chestia, e băgată cumva în pământ. Păi trebuie să mergem, cred că o să mergem astăzi. Dar am venit înapoi ca să facem rost de, vai, de capul și de zilele mele. Ok, fii atentă ce facem, da? Bă, în teorie ne-ar trebui curățenii în chesturi. Mai făcut curățenii. Bă, ce sunt golden shoes-ii aia de i-ai pus tu în chest cu soul speed? I-am făcut eu. Ce Dumnezeu e soul speed? Nu, Gilded știu. Blackstone. Bă, deci ăsta e genial. Nu știu ce e chestia asta, o să pun aici, să sperăm că pot să o iau. Pot să o iau, ok. Frate, arată genial. Uite de la chestia asta, este literalmente foarte șmecheră. Blackstone Gilded, care practic este cu aur, nu știu exact de ce, dar... Crying Obsidian. Bă, frate, m-am uitat ieri pe... Pă, ăsta, mă, asta e sabia ta? Ce caută sabia ta la mine? Eu am sabia mea aici. Ce sabia ai? Cred că cealaltă... Stai, mai e sabia ta asta, ai aruncat-o pe aia. Okay. Da, bă, am uitat ce faci cu... Bă, nu, cu Crying Obsidian mi-aduc aminte. Poți să-ți faci ceva care îți salvează spawn-ul în Nether. Deci, practic, când crăpi, te vei spuna în Nether, ceea ce e literalmente genial. Bun, hai că facem așa. Bun, am breaking efficiency. Astea sunt depus pe aici. Ia-ți înapoi sabia ta, mă, că mi-ai lăsat-o la mine. Păi am venit acolo, dar tu vorbeai. Păi da, mă, bă, tu nu înțelegi. Eu sunt un geniu, mă, și făceam eu niște chestii și astea, dar ideea e că ne trebuie foarte mult sandstone. Cut. Sau să facem cu lemn, frate. Știi ce? Nu, e timpul să facem cu lemn. Facem o cabană, dar știi care e faza? Ne trebuie topoare. Și mulțumim foarte mult pentru foarte multe comentarii. Am crezut că o să rimeze cu topoare, dar comentarii nu rimează cu topoare. Bă, stai mă așa, bă, dacă tot ia stai așa, unde e discul muzical? Să băgăm o manea, bă, cât timp începem să ne construim noua casă aici și un pic, înainte să mergem înapoi în Nether acolo, să explorăm ca lumea ăla. Deci fii antenă, jap. Cât ferm avem noi aici? O, nu, ia. Dacă trebuie să dau jocul ăsta mai încet, bă, că melodia asta e super gălăgioasă pe Minecraft. Ok, s-o dăm cam așa. Ce-ai făcut, mă, acolo? Jesus, ai uitat mai hergheria. Mamă, cât sunt! What? Dude, sunt literalmente tone. Sunt literalmente tone. Uite cât de mult sunt. Ok. Bă, topoare, ok. Ne trebuie topoare. Stai așa. Deci o să facem, uite, cu bărci log o să facem o casă foarte frumoasă, știi? Da, înainte să facem asta ne trebuie le topor de tăiat, le, cum le zice, le...
Lei... aia, lei copaci, lei... Une... Bă! Și francez, acum... E le... Le... Le copaction. Le copaction. Da, e în franceză, e... Nu știi, așa se pune la cuvinte ca să sune franțuzești. A, uite așa. Ok, vino încoace să facem o mare defrișare, ok? Îți dau și ție un topor și tai toți copacii ăștia care sunt cu alb aici, da? Tai tot trunchiul, da. Și după aia o să sperăm că o să ne... O să ne dea multe sapling-uri, să plantăm mai mulți ca să facem literalmente foarte mulți pereți din... De asta, uite așa frumos. Da, am înțeles. Ai înțeles? Păi este bine dacă ai înțeles. Păi cine nu înțelege chestii în 2020? Lucrurile sunt atât de simple. Eu nu, lumea noastră e atât de simplă. Adică cum să nu înțelegi ceva în 2020, nu? Da, exact, da. Exact, exact. Băi, mie mi-ar fi rușine, bă, să nu înțeleg absolut tot ce se întâmplă pe planeta asta și cum funcționează lucrurile. Eu sunt foarte inteligent și na, eu înțeleg, vă dați seama. Na, probabil așa e sunteți și voi. Nu râde, bă, cum adică, mă dai de gol că mint, oh my god. Nu, nu. Bă, unde ești, bă, leneșo? Bă, treci încoace și stai sapă și tu lemn. Uite ce am aici. Ce ai acolo? Tu iară te joci cu cei 10 miliarde de mii de porci. Ce ai? Bă, bă, ce ai făcut, bă, aici? Am explodat un... Ui, tu ai explodat creeper-ul aici, ia uite ce ai făcut și acum ai băgat toate găinile acolo. Bă, lasă, bă, găinile, bă! Oamenii, n-am văzut, n-am știu că vin după mine. Scoate-le de acolo, minții. Cum le scoatem acum? Dar nu știu cum le... Ok, o să reparăm noi aia la un moment dat, gaura aia de creeper. Ok, hai, vino cu mine, mamă, nu mai avem perezi deloc la casă. Ui, trebuie să și dormim acușa. Ok, bun, fii atentă, da? Deci o să fie un nou design. O să fie literalmente extrem de frumos designul ăsta. Da, o să fie unul dintre cele mai bune design-uri pe care le-a văzut mai mare cineva vreodată. Asta. Păi asta fac, asta fac, asta fac. Tu știi că eu am aruncat la un moment dat ridentul ăla, băi, nu s-a mai întors, bă, deci... Nu s-a mai întors, mă, și fie antenă. Deci eu am crezut că s-a dus în vid și s-a distrus, dar știi ce s-a întâmplat cu el? La un moment dat l-a furat un Enderman, pentru că la un moment dat un Enderman avea în mână ridentul nostru, când s-a teleportat pe lângă mine. Bă, cât ghinior, bă, și ne-a furat tridentul, bă, și a rămas cu el acolo în ăsta. Cum l-a furat? Păi nu știu cum, la picior l-am aruncat undeva și probabil... Ce faci, mă, acolo, mă? Bă, dacă mai aud un creeper, jur. Nu, era... Ok. Altceva. Hai că facem, uite, era altceva, nu-i așa? Bă, oricum, o să fie cea mai frumoasă casă pe care ați văzut-o voi și este designul meu, deci nici măcar nu m-am inspirat de undeva. Este designul meu 100%. Și se va vorbi despre designul ăsta multă vreme până acum. Ba chiar mari arhitecți mă vor copia și apoi voi intra într-o bătălie legală cu avocați și chestii de genul pentru designul ăsta. Așa. Ar fi frumos, e adevărat. Normal că n-ar fi, vrei să mă duc eu acolo așa și să zic, onorată instanță, bulangie, ăștia mi-au furat designul meu de pe Minecraft, ia uitați aici video. Păi de ce te-ai mândrit că cineva ți-a furat designul? Păi da, dacă ți-l fură, după aia ești supărat. Oh, iară vin zombii, deci băi, de spare de aici și abă cu... Doamne, bă! Dar nu mai pot să scot găinile astea. Nu mai? Sunt acolo blocate pe viață? Da. Ok, de atunci... Trebuie să le omor. Nu, lasă-le în pace, că nu e vina lor, literalmente e vina ta. Să uite cum se face. Vaca, moare, uite mă, se e super simplu. Ue, ce? Vaca! Dar ce? Dar eu n-am făcut nimic, dude. Cum adică a crăpa vaca? Uite, mă, acum le scoți, mă, ia du-le la tine acum, să vezi că o să meargă. Vezi că e un din ăsta. Oh, doamne, ai stricat un ăsta. Nu, mi-o moară, nu! Bă, nu ți-o moară găinile, mă, vezi că dai tu în ele! Bă, nu, doamne, am dat... m-ai dat în găină, nu! Na, a fost victimă colaterală. Apoi... Dar nu e, bă, în primul rând nu e vina mea, în al doilea rând, hai să mergem în Nether, ok? Hai să scăpăm. Da, vreau. Am mai auzit una care urla pe acolo. Bă, au început să vină tot zombii și a dispare, mă, de aici și mă. Așa. Nu avem lumină sau de ce? Bă, în apă n-avem lumină, adică avem puțin, nu, dar nu în larg. Păi de acolo se tot spunează și bine simțiți. Uite-te la mine, sunt foarte bun la Minecraft, mă spuneți și mă duc unde văd cu ochii. Dar deocamdată avem, uite, de astea și cred că sunt ok. Auzi, să-ți iei sabia. Da, mi-am luat, am și trident, am păi două cum? Sabii. A, păi da, tu ai tridentul, nu-i mernicul, eu l-am pierdut. Bă, vino să vezi că în fața casei ți-am mai aruncat eu, cum îi zice, încă o sabie. Aia care e cu adevărat bună și era a ta, nu... Supărată. Păi de ce? Păi da, tu i-ai băgat acolo în groapă și apoi nu mai puteau să iasă. E adevărat. Cum adică nu e adevărat? Erai acolo așa și dintr-o dată erau pui, deci practic e vina ta. Hai mă, vin un Nether.
știi, nu știam că vin. Dacă păi nici eu nu știam că o să vină, dar ghișce, aia e. Eu m-am dus în Nether să știi, băi, eu plec fără tine. O, a venit un porc după mine. Wait, sunt doi porci aici, o găină. Nu, îi mai lăsat. Dar eu nu-i, bă, da, adică eu n-am vrut să-i las să se vină, dar acum... Ok, urcă, urcă-te, du-te în, înapoi, înapoi, înapoi. Nether. So what in Nether? A venit să facă, o, aici nemernica în loc să vină să facă acasă. Bă, hai, urcă aici, urcă că trebuie să mergem. Vamos, Narciso, vamos. În stânga ta, în stânga ta, literalmente. Uite-mă, trebuie să urci aici, treci, să, treci pe lângă lavă. Și ai grijă să nu împingi un animal de la, că gen, e lavă și știi tu ce se întâmplă cu... Lava dă foarte mult damage, ok? Adică, da. Wait. Wait, își ia damage un porc... Au, doamne. Își ia damage un porcușor de la mic, dar nu... Dar nu înțeleg de ce. Nether Bastion-ul ăla e un fel de construcție, știi? E ca un fel de, cum îi zice... ca un fel de Nether Fortress. Și practic poți să intri în el și e mult mai mare decât am descoperit noi data trecută, știi? Da. Hai vino încoace cu mine că nu vreau să rămâi în spate. Sunt literalmente lângă tine. Mă, tu n-ai observat că gen, îți arată numele celuilalt de pe server? Ok, vino încoace cu mine. Uite aici sus n-am fost, aici sus n-am fost. Ok, stai așa să pun un bloc de ăsta ca să poți să vii și tu să fii în siguranță. Deci noi am fost undeva mai jos de am găsit chest-uri. Dar mai sunt... Uite! Oh my god, ce sport! Ok, ai grijă. Uite unul aici, un alt chest. Oh my god! No! Te-ai băgat, Ui, ai lovit tu? De ce? Oh, mă atacă! M-au văzut unul din chest! Mă atacă mulți! No! Nu! Unde ești? Nu! Oh my god! Jos? Bă, jur, data trecută când a... Unul din ei are săgeți! Stop! Unde ești? Ești jos? Tu ești safe? Da, eu stau aici. Oh my god! Dude! Bă, m-au lăsat cu jumătate de viață, Narciso! M-au atacat toți și un porc de la nesimțit. Oh my god. Hai mă mai repede. Ce au început să se mai bată între ei? Ce se, ce se întâmplă acolo? Nu știu. Ok, nu știu. Cred că știu. O, s-au luat la bătaie cu... Am înțeles. S-au luat la bătaie cu... Cum îi zice? Cu porcul ăla mare. Ok, so... data trecută când am mers aici și am luat chestiile din chest... Nu era niciun... Mă, stai liniștită că pot să mă întorc, dar înainte să mă întorc trebuie să-mi dau seama dacă mă mai atacă ăștia sau nu. Oh my god, ok, vreau mai multă viață. Bă, zici, e super enervant că nu-ți încarcă deloc. Uite, sunt full viață. Oh, doamne. Ok, băieți, haideți dacă vă credeți șmecheri. Da, mă atacă și sunt nesimțiți că eu nu voiam să-i atac, dar ei sunt ceva gen... Hai, bă, fur de la noi din... Ăla e cu arbaleta, mă nervează la cu arbaleta. Jap. La, mamă, cât de multe chestii de aur primim. Ești ok acolo? Da. Ok, ăla... Gata, te văd. Da, m-au fugărit în direcția asta până... Jesus, lor, ce e aici? Da. Ui, eu am căzut de aici, de sus? Da, pare, de acolo am căzut. Hai, urcă... Da. Urcă și tu așa și mergem înapoi. Ui, aici eram? Eram undeva mai sus aici, da. Ok, stai așa să ne dăm seama de o treabă. Tipul ăsta trebuie să dispară de aici. Oh, lua foc oricum. Ok, iron nugget, săgeți, lodestone. Ce Dumnezeule mare e un lodestone, dude? Ai luat tot. Da, uite, ce e chestia asta? Nu știu, e o piatră ciudată. Da, nu știu dacă e... O să pui ca folosești pe post de decorație. Bă, bă, dar e numai una. E numai una, asta e chestia. Că m-am gândit că, bă, dacă... Wait, unde mergem pe aici? O, putem încă în continuare să... Ok, hai după mine, hai după mine. Mai adânc. Trebuie să pun, de fapt, mai adânc. Trebuie dacă vrem să coborâm mai tare în... clădirea asta de aici. Apropo, vezi că
Dacă coborâm, începem să ne batem cu ăștia pentru că trebuie să scăpăm de ei, că altfel nu putem să furăm de la ei chestii, că aparent se oftică. Dacă furăm de la ei. Păi eu am venit să... Nu, am venit să împrumut niște chestii, dar ei sunt ceva gen fără împrumuturi. La revedere, pa, disparge aici și mie nu-mi convine. Vreau să văd dacă mai găsim chesturi. Deci până acum am găsit 3 chesturi în total. Uite cât a... Bă, uite cât a aurul. Bă, nu cred că o să le convină dacă le fur aurul. Stai așa să mă urc aici sus. Așa, ia să vedem, atacă. Vin. Ok, lasă-i în soamea mea. Wow. Ok, Narciso? Ia-i pe la spate, bă, ajută-mă și tu. Mă lași de unul singur. Cine i-a împins? Eu i-am dat, i-am dat cu ăsta. Uite, am luat și arbaletă. Ok, hai să le furăm de aici și tot ce au, ok? Fierul ăsta, auzi fierul. Aurul ăsta e tot a nostru acum, ok? E literalmente mai mult aur decât vom avea nevoie vreodată în viața noastră pe Minecraft. Ai, ai cum îi zice? Ai un târnăcop de la bun să iei și tu aurul? Dar de fapt merge. Sunt bucăți de quartz. Ok, 8, vai de cap. Bă, deci e mult aur. Bă, bună întrebare. Răspunsul este probabil nimic interesant, pentru că să fim serioși, e aur. Ok, so, chestia e că porcilor ăstora le place, bă, maxim, bă, aur. Bă, sunt ultimii cocalari, bă, deci dacă se poate, ăștia să aibă la ei numai lanțuri și chestii de gen, ok? Și dacă le furi, îți dai seama că nu le convine. Adică, na, eu trebuie să fii cam nesimțit să nu-ți, convină să... Să te furie cineva, na, mie mi-ar convine. Uai, glumesc, oameni buni, Jesus Christ. Hai cu mine aici jos. Ăștia par să fie cu minți. Jos unde? Vezi că am coborât unde am minat, uite, aici jos. Ok, că ăsta e un alt nivel de la clădirea asta și poate mai găsim... Poate mai găsim... Și nu-mi place, mereu pleci fără mine. Păi da, mă, eu sunt... Gata, te-am văzut. Wait... Păi nu-mi coace să vezi aici, cum e lavă. Păi da, mă, că nu ne atacă chiar toți, nu sunt chiar atât de obsedați ca vechii zombie pigmeni. Ăștia sunt mai așa, gen, bă, ne ataci, ne fur ceva, te atacăm vreo 3-4 și după aia ne prefacem că uităm, știi? Păi da, nu e... Dar nu e nimic aici, m-am crezut că o să fie ceva. Uite cum sunt coloanele astea de lavă care pică, pur și simplu. Da, interesant. Bă, nu, dacă sunt chesturi, nu sunt îngropate ca alea de comori, știi? Nu cred. Da, ăsta a fost Nether Bash, nu cred că se numește, oameni buni. Cel puțin așa am văzut la... ceva asemănător? Sunt mai multe chestii, nu știu exact cât de multe de-astea noi. Trebuie să le descoperim. De cum îi zice, ca niște dungeon-uri sunt. Oh my god, ok, uite aici sunt chesturile pe care le-am deschis data trecută. Hai să auzi, ajută-mă, hai să-i batem pe ăștia doi ca să putem deschide chesturile. Jap, gameplay. Nu, aici am fost noi data trecută și am luat tot ce se putea, nu? Da. Nu, nimic. Ok, și aici în spate, aici mai sunt niște zombie pigmeni în spate aici. Dar sunt jos, nu pot să ajungă la noi și vreau să văd dacă cumva... E vreun chest ascuns pe aici prin spate, dar nu pare. Ok, stai că ăștia sunt foarte supărați. Hai înapoi, hai să mergem. E supărat tot de-a trecut. Ne scuzați, oameni buni, v-am literalmente furat de aici. Bă, cred că asta a fost tot la acest Nether Bastion. Oh, am crezut că pe aici e ieșirea. Da, trebuie să găsim ieșirea și să ne cărăm de aici pentru că am furat... Am împrumutat și promitem că vom da înapoi. Bă, unde Dumnezeu e? Au, știi ce, mă? Hai că facem o chestie. Oh, deci eu am grijă de tine, nu știu ce, mă duc eu să mă bat primul cu monștrii. Și tu ești ceva gen, aș putea să-ți trag una chiar acum, bă, Pink, acum te arunc în lavă, o să fie... Ca ce m-am speriat, am zis că mă atacă. O să fie numai durere și suferință. Bine, Narciso, bine. Bun, și ia uite ăștia prietenoși. Pe ăștia poți să pui oșa. Gen, ăștia merg pe lavă și dacă ies afară din lavă, tremură. Pentru că am luat-o pe scurtătură, pentru că nu voiam să mă duc până acolo și am mers la ăsta de aici. Oare putem să-i dăm, bă, ăstora și ce le putem da, mă? Putem să le dăm... Ai grijă. Uite unde s-a băgat, frate, pe bune. Voiam să-i dau o ciupercă. Da, s-a băgat în... L-ai speriat, tu, repede. Nu e vina mea, că e aici, a băgat în lavă și nu vrea să mă iasă.